Trei bărbați originari din Tajikistan s-au ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de distrugere în dauna patrimoniului cultural național. Bărbații au fost prinși de agentul de pază din situl Sarmizegetuza Regi, în timp ce scrijeleau diferite insemne pe un bloc de calcar aflat în zona Piațetei Pavate, în apropierea Marelui Templu Circular din cadrul ansamblului din Terasa 11-a. Cei trei autori sunt angajați ai unei societăți comerciale din Deva și au declarat oamenilor legii că nu au știut că este interzis să facă acest lucru. La fața locului au fost solicitați jandarmii care i-au identificat pe cei trei autori ca fiind originari din Tajikistan, cu vârste cuprinse între 31 și 35 de ani, care au permise de ședere în România. Mai apoi au fost solicitați și polițiștii să intervină, iar cei trei s-au ales cu dosar penal. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului a identificat pe cei trei cetățeni străini și a stabilit că aceștia s-au aflat în incinta cetății dacice în calitate de turiști. Însă au produs mai multe distrugeri unor piese ce se pare că aparțin patrimoniului cultural național. Prin urmare, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere și continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii acestor fapte, dar și pentru stabilirea prejudiciului. Mai multe informații despre acest subiect vă vom prezenta în edițiile următoare.